Priviți cu nostalgie la pozele din vacanța de vară de pe litoral, fiți fără grijă. Întâlnirea cu marea este mai aproape decât v-ați imaginat. Asta desigur dacă luați în calcul varianta unui revelion aici. Chiar dacă până la noaptea dintre ani mai este o lună și jumătate, în viteza cu care trece timpul nu e deloc de mirare că am aflat și de primele oferte. Pentru țară avem deja vândute 40 de camere, a mers foarte bine acest pachet, cu seri speciale, seri tematice incluse în fiecare din zilele pachetului. Nu vreau să divulg secretele pentru că bucătarii noștri au pregătit meniuri speciale cu specific marocan, libanez, cu petreceri tematice. Pentru un astfel de pachet, o persoană va trebui să plătească aproape 2500 de lei pentru un loc într-o cameră dublă și aproape 3000 de lei pentru o cameră single. Avantajos este faptul că pentru 3 nopți de cazare în regim all inclusiv, a patra noapte este gratuită. Iar dacă vă întrebați ce veți face cu cel mic în noaptea dintre ani, ei bine, hotelierii s-au gândit și la acest aspect și vor organiza pentru ei petreceri speciale. Părinții care aleg și au fost mulți care au ales acest pachet all inclusiv beneficiază și de educatoarea noastră în fiecare din zilele pachetului, o educatoare trainuită și cu un CV pe măsură. Și pentru constanțeni ofertele sunt la fel de tentante. Paleta este variată, iar petreceri sunt de la cele tradiționale până la cele exclusiviste. Prețurile pornesc de la 200 de lei de persoană și se pot tripla pentru o petrecere într-un restaurant de lux. O petrecere cu specific românesc, este o formație românească, Acropolis Group, și încă un program special grecesc. Așteptăm aproximativ 500 de persoane, la fel ca și anul trecut. Ca meniu este un platou tradițional cu aperitiv, pește, mix de friptură. Prețul este 249 de lei de persoană, iar până pe data de 10 decembrie, la 10 bilete achiziționate, primiți un bilet gratuit. Și cluburile și-au pregătit oferta pentru noaptea dintre ani. Cele mai multe le oferă clienților băutură la discreție și muzică mixată de cei mai renumiți DJ. În acest caz, prețul unui bilet începe de la 150 de lei și crește odată cu pretențiile localului. Dacă agenții economici și-au pregătit temele la capitolul ofertă, constanțenii nu pot spune același lucru. Un club, restaurant? La un restaurant, după mine așa. De ce restaurant și nu club? Mai select, mai cu soția, cu... se pare ceva mai... Cam cât ești dispus să dai? Undeva de la 3 milioane de persoane, vorbesc. Unde te gândești să faci revelionul anul acesta? Nu m-am gândit, dar oricum o să fac cu prietenele. Nu mai vreau să fac acasă, m-am plictisit. Cred că la un restaurant, nu știu. E drept că mai este timp suficient să vă hotărâți unde veți petrece revelionul. Însă, dacă vreți să beneficiați de reduceri, sfatul nostru este să vă orientați din timp, pentru că cele mai bune oferte se dau cel mai repede.